Dragii mei, haideți să deschidem Sfânta Carte Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 14 și citim versetul 1. Pagina în Sfânta Scriptură 1045. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a zis Iisus. Amin. Amin. Vă rog să luați-l. Iubiți frați și surori, dragi oaspeți ai casei Domnului, permiteți-mi să vă salut cu harul, pacea Domnului Iisus Hristos din partea Bisericii Betel din Sighetul Marmației, a slujitorilor de acolo. Vă salut din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Mă bucur să vă văd în seara aceasta. Mulțumesc fratelui Cristi, păstorului dumneavoastră, pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Mi-am auzit aminte că au trecut ani când am mai fost la dumneavoastră, dar cred că sunt prima dată în biserica nouă. Am fost în cea veche. De mai multe ori am fost deseori în Deva, iar în seara aceasta suntem împreună aici, în casa Domnului. Și dacă s-a citit acel psalm frumos 84, care ne vorbește de casa Domnului, ce plăcute sunt locașurile tale, Doamne, că e bine să locuim în casa Domnului, că mai putem să-L lăudăm pe El. Și tot acolo ni se spune că Domnul ascultă rugăciunea. Și că adevărații oameni ai lui Dumnezeu merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Iată importanța locașului de închinare. Suntem împreună și ne-am bucurat, cum zice o cântare de-a noastră, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare. Slavă Domnului! Amin. Și când toate acestea sunt, noi nu putem decât să lăudăm și să glorificăm pe Domnul nostru, mărit să-i fie numele. Consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă versetul acesta care va fi baza predicii. De aici voi pleca. Sunt cuvintele care le-a rostit Domnul Iisus în noaptea trădării sale. Nu de mult am sărbătorit învierea Domnului Iisus, acum înălțarea și urmează pogorârea Duhului Sfânt. Suntem în preajma, sau dacă vreți, în atmosfera acestor evenimente deosebite din viața Mântuitorului, iar Evanghelia după Ioan este o evanghelie care mai bine de jumătate din ea prezintă evenimentele acelea legate de Domnul Iisus din ultima săptămână a Lui aici pe pământ. Dacă vă uitați, e vorba acolo de învierea lui Lazar în capitolul 11, iar în mod deosebit din capitolul 12 avem de-a face cu intrarea triumfală a Domnului Iisus, iar mai apoi de la capitolul 13 până la capitolul 17 ne sunt prezentate învățăturile deosebite pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor săi în noaptea aceea a trădării sale. Citeam undeva și chiar mi-am notat lucrul acesta, spunea Martin Luther, acel mare reformator german din secolul XVI, că aceste capitole 14 până la 16, în mod deosebit din Evanghelia după Ioan, sunt cea mai bună predică, plină de mângâiere și îmbărbătare, pe care a ținut-o Domnul Iisus Hristos pe pământ. Și spunea el, ele constituie o comoară și un tezaur care nu pot fi plătite nici cu toate bogățiile pământului, spunea acest om. Și într-adevăr, atunci când îți adâncești privirile în acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu poți decât
să prețuiești aceste lucruri, să simți că de pe fiecare pagină care cuprinde aceste lucruri emană acea putere a lui Dumnezeu, acel har despre care se cânta și care te face să te apropii mai mult de Dumnezeu, să te încrezi în El, să te bazezi pe promisiunile Lui și să poți să treci peste greutățile vieții, având nădejdea că vei fi într-o bună zi cu Dumnezeu în locașurile acelea pe care El s-a dus să le pregătească. Pentru toate acestea nu avem decât să-i mulțumim și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, versetul acesta 1, el ne comunică ceva. Și primele cuvinte pe care le vedeți acolo, ele spun să nu vi se tulbure inima. Dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră, vă tulbură ceva? Nu trebuie să răspundeți. Dar gândiți-vă. Trăim într-o lume în care auzim în fiecare zi tot felul de vești. Am trecut printr-o pandemie. Acum se spun foarte multe despre ea. Unii vor să facă acum pe eroi, dar vrând nevrând, fiecare într-un fel sau altul a fost cuprins de tulburare și trebuie să recunoaștem asta. A venit războiul acesta care e la porțile țării noastre, la hotarele țării și știți că România cea mai lungă graniță o are cu Ucraina. Noi stăm la graniță. De la mine până la graniță, dacă iau în linie dreaptă, cred că e un kilometru. Dacă iau așa, pe drumul pe care, mă rog, îl aleg să merg, e sub 2 kilometri, până la pastorul care locuiește în localitatea Slatina, dincolo de Ucraina, și până la biserică, acolo se construiește încă, penticostală, sunt cam 2 kilometri. Auzim sirenele care sună că zboară rachetele. Și când zboară pe teritoriul Ucrainei, sună peste tot alarmă. De multe ori îi aud și dacă merg în grădină, de multe ori am putut să aud chiar și ce spune. Și eu înțeleg limba și ascultam ce le comunică oamenilor. Și trebuie să se adăpostească că nu știi unde ce se întâmplă. Eram într-o misiune în Ivano-Frankovsk, undeva la aproximativ 200 de kilometri de locul unde noi stăm. Și am mers cu ajutoarele și la un moment dat au început să sune sirenele. Trebuie să lăsăm totul și trebuia să ne adăpostim. Era lege. Și chiar atunci au trecut câteva rachete din acelea și din câte știu eu, una a lovit chiar în Lvov, un oraș pe care de asemenea l-am vizitat de multe ori. Și toate astea le auzi. Ieri lucram ceva în grădină și puteam să aud și mă uitam spre zona aceea, că vă spuneam aproape, niște elicoptere stăteau, zburau, mă rog, cu misiunea lor. Și toate astea sunt acolo, auzim despre războiul acesta. Săptămâna trecută, nu asta, cealaltă, am stat vreo 3 zile în Ucraina cu slujitorii de acolo, cu conducerea chiar Bisericii Penticostale din România. Am fost la o întâlnire a lor și ne-am dus să fim alături de ei și am putut să aud foarte, foarte multe lucruri. Am putut să aflu despre anumite situații cu care se confruntă ei și războiul este ceva care, mă rog, pur și simplu a adus atâta tulburare, atâta neliniște în țara aceasta, încât se știe că undeva la 8 milioane de ucraineni au părăsit țara. Vă dați seama, nu este simplu. 8 milioane să plece de acolo nu e deloc confortabil, nici pentru guvernanți, nici pentru ceilalți oameni, neamuri rude care unii au rămas, n-au plecat de acolo. Ei, vrând nevrând, e tulburare, e neliniște, e zbatere. Trăim într-o lume în care suntem bântuiți de fel și fel de crize. Crize economice care se profilează așa la orizont. Câteva bănci puternice din Statele Unite ale Americii au falimentat. Oamenii au stat și au pus problema asta, ce o să fie. Chiar din elveți. Uitați-vă, unul din cei mai mari economiști ai lumii, Rubini, care a mai prevăzut criza aceea din urmă cu câțiva ani,
Și el prevede ceva și tot ce prezice el e sumbru. Și oamenii stau și se gândesc ce o să fie. Pentru că toate astea generează inflație, lipsa locurilor de muncă, probleme de tot felul. Ne tulbură că s-au scumpit alimentele. Ne tulbură atâtea și atâtea lucruri. Și vrem, și dacă nu vrem, fiecare într-un fel sau altul e atins. E drept? Și observați dumneavoastră, Domnul Iisus spunea să nu vi se tulbure inima. De ce tocmai despre inimă? Că nu-i vorba de organul acesta, inima, nu? Care e un organ vital ce pulsează sângele. Nu-i vorba despre el. Chiar ieri predam la seminarul biblic din Baia Mare și discutam anumite probleme și chiar am ajuns la inimă și am zis, nu despre asta e vorba. Pentru că, vedeți, la ora actuală se face și transplant de inimă, dar asta nu semnează că se rezolvă problema. Inima, în limbajul biblic, este forul acela lăuntric care guvernează ființa noastră. Este, dacă vreți, centrul de comandă al întregii ființe umane, de unde pleacă fiecare acțiune pe care noi o întreprindem. Știți că la o discuție pe care are Domnul Iisus cu oamenii din vremea Lui, El spune la un moment dat, din inimă ies gânduri rele, furtișagurile, vicleniile, curviile, nu? Hula și câte alte lucruri. Și aceste lucruri, ce fac? Spurcă pe om, spunea el. Că era problema aceea să mânci cu mâinile nespălate și câte alte probleme pe care le-au pus pe tapet oamenii vremii. Așa cum și în zilele noastre mulți sunt preocupați de anumite lucruri exterioare, dar Iisus spunea, mult mai important e cum e inima. Și vedeți dumneavoastră, acolo când e vorba despre inimă, în limbajul biblic e vorba de sentimentele noastre, e vorba de rațiunea noastră, e vorba de voința noastră. Și toate astea, vedeți, ne fac să putem înțelege mai mult ce spune Domnul Iisus, să nu vi se tulbure inima. La un moment dat, în tulburările noastre, începem să plângem. Și ne curg lacrimile, de multe ori, fără să vrei. Pentru că e o tulburare, nu? Și se tulbură rațiunea și începi să judeci. Și să spui, dar uite, guvernanții ăștia nu pot rezolva problema asta. Uite cu ce ne confruntăm. S-a scumpit curentul electric, s-a scumpit gazele, nu? Acum am văzut o știre că se mai ieftinesc la nivel european. Să zicem, Doamne ajută, nu? Dar ne tulbură. Și începem să gândim, începem să procesăm acolo în mintea noastră aceste lucruri și la un moment dat stai de vorbă poate cu soția, cu soțul tău, cu prietenii tăi și vezi că tulburările astea se pot vedea pe chipul tău. Omul începe să fie neliniștit, începe să transpire, să gesticuleze, începe în unele situații, poate să acționeze, știu eu, așa mai necreștinește, înțelegeți, că spune ceva cuvinte din astea care poate s-ar putea alții să se întrebe, măi, chiar un creștin poate să spună așa ceva? S-a întâmplat undeva când un creștin, așa zis creștin, datorită unor tulburări pe care le-a avut, a început să dea drumul la gură. Și au dat și au spus fel și fel de lucruri, încă cei din jur au rămas uimiți. Cum el poate să rostească astfel de cuvinte? Și cineva care îl cunoștea și pe el și vedea mirarea celor de acolo, spune, auziți, lăsați-l așa el. Zice, e rău de gură, dar zice, să știți că e bun la inimă. Înțelegeți? Numai că în Biblie scrie cu totul altceva. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 35, Domnul Iisus Hristos spune clar, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimilor. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimilor. Înțelegem de ce Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Adică acel centru de comandă al ființei noastre, că de acolo pleacă tot. Și vedeți, aici, în pasajul acesta,
Putem observa că Domnul Iisus rostește aceste cuvinte unor oameni care au stat în preajma Lui, în anturajul Lui, timp de 3 ani și jumătate. Au văzut minuni? Minuni mari. Potolirea furtunii, minunea supranaturii. De au spus la un moment dat, cine este acest? De la ascultă și vânturile și mare. Nu? În alte situații, El înmulțește pâinile, îi hrănește, câțiva peștișori, oamenii mănâncă. Alte ori, vindecă bolnavi, șchiopii umblă, orbi văd, ba învie morții și tot știm pe fiul acelei văduve din Nain, pe fiica lui Iair, îl învie pe Lazar doar cu câteva zile înainte de a se întâmpla acest eveniment. Și stau de vorbă și el le dezvăluie că trebuie să mor. Și ei care toți așteptau să fie miniștri în noul guvern pe care Domnul Iisus îl va institui la Ierusalim, ei deja se vedeau pe acele scaune, lupta aș început care va fi cel mai mare dintre ei. Ba și mama fiilor lui Zebedei e implicată în asta. Și vine și spune, poruncește ca fie mie unul stea la dreapta, altul la stânga în împărăția ta, înțelegeți? Toate astea le vedem. Vedeți, dezamăgirea lor se poate vedea și pe drumul acela spre Emaus, când cei doi ucenici spun, uitați-vă, în Luca, la capitolul 24, e notat lucrul acesta cu atâta claritate, în versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Și tulburarea le-a cuprins ființă. El trebuie să moară. El le dezvăluie planul cu privire la ce se va întâmpla cu ei, cu el, și ei tulburați, neliniștiți. Și tulburările de multe ori, vedeți, pot fi pricinuite de multe lucruri. În cazul lor, planurile lor, visele lor se prăbușesc și ei stau și se uită spre Iisus. Ei nu înțelegeau, cum spune Ioanid, poetul ăsta al nostru, cum unii îl numesc Eminescu al creștinilor din România, în poezia Regele Pace. Ei n-au înțeles, dar el explică foarte bine pentru ce a venit Iisus. Și el spune acolo, Iisus, lăsând corona lui David, sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inimi. Fortărețele umane. Asta a venit să cucerească Iisus. Și când fortăreața asta e cucerită de Iisus, inima, și când sediul nostru, ființa noastră, centrul nostru de comandă e predat în mâna Lui, atunci pot să dispară tulburările. Și soluția pentru tulburările noastre, observați, spune Domnul Iisus, este credință. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu l-am intitulat Credința, soluția lui Dumnezeu, lui Iisus, pentru tulburările noastre. Credința, soluția lui Dumnezeu pentru tulburările noastre. Vă arătam câteva lucruri care pot genera tulburări. Poate unul din lucrurile care tulbură foarte mult ființa noastră, inima noastră, poate fi păcatul. Pot fi atâtea și atâtea lucruri în viața asta de zi cu zi. Însă, soluția este credința în Dumnezeul veșnic, în Dumnezeul atotputernic, în Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și cum e credința asta? 3 lucruri în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să le pun înaintea noastră. Pentru mine, pentru dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, frați, surori, prieteni, tineri dragi care ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Cum e credința asta? Ce fel de credință? Că oamenii se laudă cu credință. Dacă întreb pe românii noștri, uite, după recensământul care s-a făcut recent, un mare procent
de oameni cred în Dumnezeu. Chiar am fost intervievat, am dat anul trecut un interviu din partea cultului și eram întrebat, mi s-au pus câteva întrebări, în ciuda faptului că, mă rog, a crescut numărul ateilor și a scepticilor, a celor oameni care, mă rog, se numesc și agnostici. Și am fost întrebat cum de a crescut numărul ăsta. În ciuda faptului că a crescut totuși un procent covârșitor în România, se declară creștin. Mă rog, de culorile astea, cum cred ei că sunt bune. Că așa gândesc oamenii că și credința are culori confesionale din astea și unii aleg culori din astea frumoase. Alții își etalează credința crezând că a lor e cea mai bună. Însă Biblia ne spune și Apostolul Pavel subliniază acest lucru în epistola pe care o scrie către Efeseni, cum o numesc comentatorii Bibliei, Regina Epistolelor Pauline, unde cuvântul cheie e biserică. Și el aici spune atât de clar, în capitolul 4 și de la versetul 4, este un singur Dumnezeu, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării. Este un singur Dumnezeu, următorul verset 5, o singură credință, un singur bot, o singură credință. Adică credința aceea în Dumnezeul viu și atotputernic. Mă aduc aminte de cuvintele cerebrului om pe care l-a avut România. De multe ori când veneam spre Deva și nu era autostradă, treceam totdeauna prin Lancrăm și vedeam casa aceea memorială a lui Lucian Blaga. Toți ați învățat la școală măcar câteva versuri din Lucian Blaga. El a fost un mare filozof român, un renumit profesor, un om educat, un om care a lăsat urme adânci în istoria românilor, trecând și prin multe suferințe, prin încercări, a fost fiu de preot și totuși a avut de-a face într-un anumit fel cu Biblia, cu Scriptura, cu Dumnezeu. A lăsat ceva scris care mie mi-a plăcut mult. Cu mulți ani în urmă am găsit acest lucru când acest om spune la un moment dat despre credință ceva foarte important. Și auzi ce spune? Crezul zilelor noastre nu începe cu scepticul nu cred, nu? Nici cu conștient, așa, textual, exact textul spune așa. Crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred. Nici cu scepticul nu vreau să cred, ci cu tragicul vreau să cred. În limbajul lui filozofic, vedeți dumneavoastră, el atacă problemele astea. Și spune, da, mulți oameni spun, conștientul ăsta, cred, domnule, că merge, că e la modă, cum vă spuneam, și la recensământ. Sunt sceptici care nu cred el. Dar ei nu cred până intervine ceva în viața lor. Și după aia lucrurile se schimbă. Dar îmi place ce spune el aici. Ci cu tragicul vreau să cred. Adică oamenii, spune el, ajung în punctul acela în care își dau seama că au nevoie de credință. Și spun, vreau să cred, am nevoie de cineva. Mai ales când omul traversează perioade dificile. Poate o boală cruntă, poate se confruntă cu vreo problemă deosebită, caută o soluție. Citeam despre renumitul scriitor francez, Albert Camus. Omul care a luat premiul Nobel pentru literatură. Omul care a făcut ceva în lumea asta, ajunge undeva să, în Paris, el care făcea parte din elita ateilor. Era în clubul acela al ateilor și acolo el vorbea împotriva lui Dumnezeu, însă, spre mirarea oamenilor care, mă rog, îl cunoșteau, intră într-o biserică evanghelică, Biserica Internațională din Paris, predica un slujitor al lui Dumnezeu cu numele de Howard Mumma. Toată lumea curioasă cum de a ajuns el acolo.
Și la o discuție pe care o are cu Howard Muma, omul ăsta începe să discute cu el. Îl întreabă cum de a ajuns și el acolo. Și omul sincer spunea, sunt un căutător. Faima, renumele, poziția, ateismul meu, toate astea n-au putut să umple golul din ființa mea. Am nevoie de cineva în care să-mi pun nădejdea. Omul ăsta a ajuns, vedeți, în ciuda faimei pe care o a avut, în urma unui mod de viață pe care l-a avut, a ajuns să fie tulburat, neliniștit. A fost așa o zbatere în el. Avea nevoie de cineva care să-l ajute. Și spunea el, caut pe Dumnezeu. Chiar la un moment dat i-a cerut acestui Howard Muma să-l boteze. Și a dat seama că are nevoie de cineva în care să-și pună nădejdea. Scumpii mei, noi suntem aici în seara asta și observați soluții pentru tulburările noastre. Căutăm în stânga și în dreapta, dar Dumnezeu are soluția aceasta, credință. Și primul lucru pe care îl pun și îl supun atenției noastre, cum e credința asta, ce fel de credință este? Credința simplu, care ne leagă de Dumnezeu. Auziți? Credința care ne leagă de Dumnezeu. Mulți oameni cred, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu. Spunea Vance Havner, un teolog american, un slujitor bun, un om care s-a adâncit în Scriptură, spunea, credința care nu ne leagă de Dumnezeu nu are nicio valoare. Și uitați-vă câți oameni cred, dar ei n-au nicio relație cu Dumnezeu. Ei nu sunt legați de Dumnezeu. Ei trăiesc cum vor. Ei merg unde vor. Ei, atunci când privești în Scriptură, poți să-ți dai seama că acea credință, care e o soluție pentru tulburările noastre, este credința care ne leagă de Dumnezeu. Uitați-vă la toți oamenii ăștia. Ai Biblie. Și întotdeauna pe mine mă fascinează Evrei 11. Ba, anul trecut chiar am predicat din Evrei 11, luându-i la rând pe toți mari eroi ai credinței, specificați acolo, și m-am oprit undeva la zidurile Ierihonului. Dar până acolo i-am luat pe toți, pe rând. Și am vorbit de Abel, și am vorbit de Enoch, și am vorbit de Noe, și de Avram, și de Isaac, și de Iacov, și de Moise, și așa, Iosif, și așa mai departe. De toți am vorbit. Și am putut să văd ceva, că fiecare din ei, cu problemele cu care s-a confruntat, cu greutățile pe care trebuia, nu, să le înfrunte, acești oameni s-au bazat pe credință. Te uiți la Enoch, 65 de ani irosește. 65 de ani o fi trăit cum trăiesc oamenii. Pentru că în contabilitatea lui Dumnezeu, observați, ni se spune Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Puneți Geneza 5:22 și observați aici, în câteva versete, ni se spune după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Următorul verset. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Și mai departe, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Și uitați-vă în Evrei 11:5, într-un singur verset, Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește pe scriitorul epistolei către evrei să spună, prin credință. A fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă mort. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Observați? Acea relație cu Dumnezeu, credința care l-a legat pe Enoch de Dumnezeu, l-a făcut ca în decurs de 300 de ani să fie legat de Dumnezeu. Cum zice tot Ioanid despre Enoch, când în versurile sale spunea, așa umbla Enoch cu Dumnezeu în lumea veche, ca doi prieteni fără pereche. Auzi? Deci umbla cu Dumnezeu, trăia cu Dumnezeu.
Și primește mărturia asta că e plăcut lui Dumnezeu. Dacă întreb pe mulți oameni care trăiesc aici pe pământ și să bag cu pumnul în piept, am credință. Zice, a mea-i strămoșească, zice. Boroșanul meu spune, panul ăsta e cea mai bună. Că e, zice, cea mai veche. Dar dacă le întreb, de mori în noaptea asta, unde te duci? Ridică din unul. Apă, zice, numai Dumnezeu știe. Numai Dumnezeu știe. Dar tu știi? Uitați-vă aici. Spune, primise mărturia că e plăcut lui Dumnezeu. El știa. Câți oameni în lumea asta nu trăiesc? Și dacă întreb ce credință au și cum, ce nădejde au, ridică din umeri, pentru că a lor credință nu e o legat de Dumnezeu. A lor credință a fost că, zice omul, păi trebuie să ai religie. Citeam o carte, era pe vremea vechiului regim, a apărut în librării, se numea Biserica în Involuție. Numai titlul ăla te-a frapat, nu? Era scrisă de Victor Kerbach. Unii, vă mai aduceți aminte, era o revistă, magazin științific și apăreau tot felul de lucruri acolo. El era unul din autori. Mă rog, aveam vreme atunci să citesc mai mult și am luat carte. Și la un moment dat el acolo scrie, până și de Billy Graham scrie și arată că până la urmă biserica, zice, va dispărea. Că asta era, nu? Ca și altădată stătea Hrușciov la Kremlin și se uita spre Occident și zice, te voi îngropa într-o bună zi. O îngropat el. Și-o mai rostit, zice, abia aștept să arăt la televizor ultimul creștin. Nu, uite-te că au trecut toate alea și creștinii sunt și în Rusia, și în Ucraina, și în fostul spațiu sovietic. Dar știți de ce? Că ei nu au crezut nici în Lenin, nici în Stalin, nici într-o ideologie, că ați văzut cum mutau cu macarale statuile acestor oameni, nu? Însă Iisus e viu în veci veci. Rămânem noi bazați pe credință în El? Observați, toți aceștia și-au pus nădejdea în El. Eu am străbătut o mare parte din Ucraina și înainte de a fi război, am fost și în Belorusia. Îmi pare rău că nu m-am dus în Siberia. Aveam, acum nu știu. Dar știu atâtea și atâtea lucruri despre acei oameni. L-am întâlnit personal pe Belăh, care 24 de ani, Vorbrand scrie despre el, dacă vă uitați în cărțile lui, 24 de ani a stat în închisorile comuniste. A stat acolo în gulagul sovietic. Când l-am întâlnit, eram în București student, am discutat cu el, am vorbit cu el, nu o să uit rugăciunea pe care a făcut-o pentru mine, așa, o putere coborâtă din acel om, uitam la el ca la un sfânt. Și într-adevăr, un om care, în ciuda faptului că a trăit atâția ani departe de dragi, cei dragi lui, credința aceea l-a legat atât de puternic de Iisus, de Dumnezeu, încât nimeni și nimic nu l-a putut despărți. Spune așa frumos, Vorbrand zice, prin dragostea pe care a avut-o el față de Hristos, a topit și ghețurile Siberiei. Auzi, ăștia sunt oamenii care sunt legați de Iisus. Tu ești legat de El? Sau poate ești legat de o religie? Uite-te la El, are asta. Primește mărturia, e plăcut lui Dumnezeu. Până la urmă, știți, totul se rezumă la asta. Poți să fii nu știu cât de credincios. Tulburări poți ai de tot felul și poți să te tulbure lucrurile. Însă ascultă-mă bine, atunci când ești legat de Dumnezeu, când trăiești cu El, când umbli cu El, asta te face să te bucuri de relația aceea cu El și să poți să treci peste toate, să mergi înainte știind că El este Domnul tău și Mântuitorul tău. O să uit o întâmplare care am uit, mă rog, mulți ani n-am mai spus-o și anul ăsta mi-a revenit. O citeam cu ani în urmă, era în statul Kentucky, din Statele Unite ale Americii, și la o mină de zinc a fost un accident mare. Au murit mulți ortaci, mulți mineri, alții au fost duși pe targă, răniți, însă 5 mineri erau de negăsit. Și căutau să-i afle. Și după 53 de ore de căutări, au ajuns la ei. Toți se gândeau că deja ăștia sunt morți
Și auziți, s-a întâmplat ceva. Au dat de ei și toți erau în viață. Și pe casca fiecărui miner, rețineți, 5 mineri, uitați-vă ce credință aveau ei și cum erau legați ei de Dumnezeu. Scria așa, dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Ce ziceți? Avem noi asemenea credință? Credința care alungă, dacă vreți, tulburările, neliniștile, zbaterile din ființa noastră. Este acea credință care ne leagă de Dumnezeu. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, Tozer, un scriitor renumit din secolul 20, omul ăsta, eu așa îl mai țin minte că el a plecat la cele veșnici exact în anul în care eu m-am născut, și Tozer ăsta spunea așa, la un moment dat, credința nu este un act săvârșit o singură dată, ci o neîntreruptă privire aruncată din inimă spre Dumnezeu. Auziți? Nu e un act săvârșit o singură dată. La botez și noi vom avea duminică boteză, nu? Și ne dăjduim că la botez va ajunge fratele Cristi. Doamne ajută, ziceți amin. După botezul vostru, după masă. Și vor mărturisi oamenii pe Iisus. Și vedeți, există credință. Și credință e actul ăla săvârșit. Și la botez toți credem, credem. Însă nu totul e la botez. Urmează să trăiești aici. Cât îți hrăzește Dumnezeu. Și credința aceea nu e doar actul săvârșit o singură dată, ci trebuie să fie acea neîntreruptă privire aruncată din inimă spre Dumnezeu. Trăind cu El, umblând cu El. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Încă o dată spun, în seara asta, eu și dumneavoastră, avem posibilitatea să ne verificăm credința. Credința pe care o avem, ne leagă de Dumnezeu? Și dacă ne leagă de Dumnezeu, însemnează că noi nu găsim, căutăm soluții în noi. Nici la cei din stânga, nici din dreapta. Unii se bizuie și stau așa cu suflarea întretăiată. Dom'le, acum mai măresc pensiile, ăștia mai rezolvă problemele. Nu, pe moment. Însă dacă credința te leagă de Dumnezeu, tu știi că întotdeauna soluția este la El. Și tu crezi în ceea ce va face El. Și niciodată nimeni n-a rămas dezamăgit de Dumnezeu, să știți. Toți cei care și-au pus încrederea în El au putut străbate valea plângerii, au putut să treacă peste toate problemele, pentru că viața lor era legată de Iisus. Aleluia. Era legată de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Doi, ce fel de credință alungă este soluția pentru problemele, pentru tulburările noastre? Și răspunsul este credința prin care rezistăm în confruntările vieții. Doi, rețineți. Credința prin care rezistăm în confruntările vieții. Scumpii mei, spuneam și mai înainte, nu totul e la botez. Nu totul e așa la un moment dat când declarativ pot să spun cred. Da? Viața, vedeți, nu e doar 2 ore la biserică sau 3. Aici te bucuri de cântare, de rugăciuni, dar te duci și te confrunți cu fel și fel de lucruri. Te confrunți cu lumea, cu sistemul ăsta. Cum reziști? Aici stai liniștit, asculți cântarea, dar te duci afară, spotul publicitare, ai telefonul și tu vrei să vezi o cântare și pe telefon odată îți apare o imagine, te invită să urmărești nu știu ce site-uri, nu? Te duci pe drum, întâlnești cu pe cineva, ăla te provoacă la fel și fel de lucruri, nu? Vezi ceva și, vedeți, oamenii se uită în zilele noastre. Câți nu sunt acaparați de filme. Spuneau psihologii ăștia de la Hollywood că ceea ce vezi ajunge să te stăpânească. Ei au analizat lucrul ăsta. Ceea ce vezi ajunge să pună stăpânire peste tine. De multe ori ce auzi, de asemenea, te face să te gândești la acele lucruri. Provocările sunt mari. Lupta asta cu lumea e dură. Observați, apostolul Ioan atacă problema asta așa frontal.
Și când scrie întâi epistolă, o scrie după aproximativ 60 de ani de creștinism. 60 de ani de creștinism au trecut și creștinii din primul secol și Efesul, în mod deosebit, așa spune istoria bisericii, că el acolo și-a petrecut ultima parte din viață. Efesul era cel mai mare oraș al Asiei Mici. Unii estimează o populație de 350.000 de locuitori în vremea aceea. Era mare. Mare orașul. Și observați el acolo, acest om, are de-a face cu creștinii. Cred că a văzut multe și Duhul lui Dumnezeu l-a pus să scrie epistola asta, care rămâne posterități. Și observați, el spune la un moment dat, în 1 epistolă, capitolul 2, de la versetul 15. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pământești, pofta ochilor și lăudărușia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Na, ce ziceți? Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne cât? În viață. Puneți 16-le din nou. Uitați-vă, focalizați-vă privind. Vă confruntați cu asta? Eu răspund, nu trebuie să răspundă nimeni. Cu pofta firii ne confruntăm? Ne confruntăm. Care sunt lucrurile alea ale firii? Suntem în război. În momentul când tu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, declar război celui rău. Și spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care ce fac? Se războiesc cu sufletul ăla pentru care un cal, ați văzut în poezie, se spunea, e mai valoros. Însă sufletul e partea aceea grea încredințată nouă să o purtăm. Și avem o răspundere față de suflet. Însă ne luptăm, poftele firii. Care sunt ele? Ne uităm în Galateni, doar trecem în revistă. Capitolul 5, versetul 19. De duminică vom vorbi mai mult despre Duhul Domnului, despre Duhul Sfânt. Dar uitați-vă aici. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare. Păcatele trupului. Închilarea la idol, vrăjitorie, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar tot se roagă, vin împărăția ta. Tot se roagă. Și problema este că oamenii, observați, majoritatea creștinilor, așa zici, ei umblă la biserică, dar credința nu îi leagă de Dumnezeu. Ba mai mult! Credința pe care o au ei nu le dă biruință. Nu rezistă în confruntările acestea cu lumea, cu lucrurile lumii. Și mulți cad, observați, divorțurile, explozie. Trăirea asta în păcat este ceva la ordinea zilei. Vrăjitoria, horoscopele, zodiacele, toate astea îs la cinste. Găsiți ziar fără horoscop. Televiziunile toate promovează astfel de lucruri, nu? Uitați-vă relațiile astea interumane. Câtă invidie, câtă zavistie, nu? Câtă lăcomie. Fel și fel de lucruri toate astea sunt. Mor copii uciști în pântecele mamilor, avorturi, mizerii, lucrurile astea, devierele astea de comportament, luptele astea puternice care se dau cu ideologia asta de gen și cu toate. Stăm și ne întrebăm, ce e asta? Cine rezistă la asta? Observați dumneavoastră, lumea are sistemul ei, muzica ei, divertismentul ei, îmbrăcămintea ei. Și o luptă teribilă, tu te confrunți. Și toți zic, dar noi avem credință. Și aduc tulburări lucrurile acestea. Uitați-vă, oameni prinși
de păcatele trupului, alea care sunt în versetul 19. Uitați-vă cât de tulburați sunt. Ajung să comită astfel de lucru, nu rezistă. Și când vine acasă, poate soțul, soția, întreb pe tine. Pentru că vezi, înțelegeți, de multe ori omul vorbește mai mult decât prin vorbele pe care le rostește, prin gestul. Cum zicea psihanalistul Freud, omul vorbește și prin vârful degetelor, înțelegeți? Te uiți la fața lui și îl vezi că e tulburat. Ochii bat așa în toate direcțiile, ca și farurile nereglate, înțelegeți? În lumină. Se uită la soție, dar nu știu ce să zic. Se uită la soț, se uită la părinți. Nu mai vorbim de slujitori, că, rog, când e vorba cu slujitorii, îi vezi așa, din două, trei vorbe. Și vezi pe chipul lor. Și au probleme. Dar ești credincioși. Observați bine. Soluția pentru lucrurile astea, pentru confruntările astea dure cu lumea, Ioan spune în capitolul 5, în versetul 4 și 5, tot în 1 epistolă, uitați-vă, 1 Ioan, 5, 4 și 5. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, auzi, este inteligența noastră, spun unii, nu? Abilitățile noastre. Am văzut, zice, bă, că mă pocăiesc eu. Zice, am văzut din ăștia, eroi din ăștia, care ziceau, las că le arăt eu cât de pocăituri. Și am văzut. De multe ori cad ca și muștele. Că eu gândit că stă în mușchii lor puterea. Și pot să meargă, să zic că te nu contează, eu mă pot duce și acolo, și acolo, că nu-i nicio problemă. Am văzut din ăștia eroi. Mă doare sufletul, cunosc astfel de oameni care au pornit cu toate motoarele și au încercat, dar nu merge. Pentru că soluția este credința. Uitați-vă bine. Credința noastră. În cine? Uitați-vă aici. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Scumpii mei, ca să putem rezista în confruntările acestea cu lumea, nu putem singuri, decât această credință în Iisus. Și dacă această credință o vom avea, vom putea rezista, vom putea învinge, vom putea trece peste toate lucrurile acestea. Spunea într-o împrejurare John Phillips, un renumit comentator al Scripturii, spunea el, nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei. Și uitați-vă cât de mult încearcă lumea să ne toarne în matrița ei. Și de multe ori bisericile, dureros, dar devin cluburi. Îmi zicea un om de-al meu, cu un moroșan din ăsta, îi spune, mă Văsălii, mă! Am ajuns, zice, în Germania, mă, nu, aceea da biserică, zice. Stăteai, zice, acolo și când te mai plictiseai, zice, coborai jos, aveai cafea, aparate, biliard, zice, tenis de masă. Da, biserică. Păi de asta ne trebuie la unii, nu? Să ai de nu știu ce, nu vedeți numai firea asta. Și de multe ori oamenii trec prin fel și fel de situații, ce să mai zic? Ați văzut, dar nicio problemă, biserica poate să fie și loc unde să vizionez meci de fotbal. Am rămas consternat cu ani în urmă că în Germania un pastor de la o biserică evanghelică i-a adunat și le-a pus ecranul să vadă meciul. Și o știre a apărut, era campionatul mondial atunci, a apărut în România, poze, domnule, cu halbe de bere în biserică, stăteau, aveau pălării de tot felul, nu, gata, jocă în Germania. Da, apar și la noi și toate, nu-i nicio problemă. Și toate merg. Și zic, e bine și merge. Dragii mei, suntem în seara asta aici, în prezența lui Dumnezeu. Și Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Când te uiți la viața oamenilor din zilele noastre, îi vezi de multe ori tulburați, neliniștiți. Au pierdut lupte cu firea, lupte cu anumite pofte. Lupte în ce privește relațiile, lupte
cu beția, cu fumatul, cu drogurile. Și vezi tulburarea lor, vezi neliniștea lor. Și mulți se întreabă, dar cum putem rezista în lumea asta, scumpii mei? Soluția este, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Doamne, îți spunem și noi ca ucenici, mărește-ne credința. Doamne, umple-ne de credință. Și ajută-ne să fim acei oameni care să ne ancorăm în tine. Să putem în confruntările acestea ale vieții să biruim. Este cu lumea și de multe ori confruntările vieții pot să fie încercările. Greutățile cu care ne confruntăm în viață de zi cu zi. Mulți ar vrea să fie credincioși, dar totul să meargă bine. Ieri predam și epistola întâia lui Petru și dacă vă uitați, contextul în care este scrisă și are epistola un cuvânt cheie, e suferință. Și dacă vă uitați acolo în 1 Petru, capitolul 4, versetul 13, este cuvânt, versetul cheie. Dar citim și 12 ca să putem înțelege contextul. Prea audiților, nu vă mirați din încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca deva ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă. Întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Observați ce spune. Cuvântul este suferință. Nu știm ce va fi. Primele 3 secole biserica a trecut prin suferință. A fost zdrobită. Înțelegeți? Zdrobită. Însă n-a putut o birui nimeni. Nici cezarii romani n-au putut birui. Diocletian a strâns tot ce a putut, manuscrisele Sfintelor Scripturi și a ars și a zis, gata, s-a terminat. Însă, după terminarea persecuției în 313, s-au găsit destule manuscrise și oamenii, în ciuda tuturor greutăților, le-au păstrat și au putut să le citească nimeni. N-a putut o birui. N-a putut o birui nici comunismul. N-au putut obirui sistemele politice, nimeni. Tot cei care au avut credință în Dumnezeu au putut rămâne în picioare. Știți ce ne rămâne nouă? E când confruntările astea dure cu lumea, cu încercările, cu greutățile, nu știm ce va veni. Să putem avea ațintite privirile spre Hristos și credința noastră să fie în El și numai în El. Mi-au aminte tot Vance Havner ăsta spunea într-o împrejurare despre biserică. Și auziți ce cuvinte a rostit acest om. Biserica n-a încetat să progreseze atâta timp cât purta cicatrice. Dar de îndată ce a început să-și înalțe falnice steaguri, puterea ei a început să scadă. Și continua acest om. Mai glorios era timpul când creștinii erau aruncați pradă fiarelor sălbatice decât acum, când își iau abonamente la spectacole. Auziți? Și am stat și am zis, Doamne, ce cuvinte măreți acest, spus acest om. Și acum ai vezi pe creștinii noștri, făcând una, făcând alta, n-avă nicio problemă. Eu vă invit, scumpii mei, să priviți în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Rețineți, tulburările apar când nu trăim după cum spune Dumnezeu. Tulburările aduc nesiguranță, tulburările apar când oamenii își permit fel și fel de lucruri. Tulburările pot să fie atunci când, v-am spus, apar fel și fel de situații. Însă când tu ești ancorat în Dumnezeu, când ai credința vie în El, credința ta te leagă de El, umbli cu El, ești plăcut Lui, tu poți să treci peste toate obstacolele vieții. Și mă rog în seara aceasta și spun, Doamne, privește spre toți aceia care au ajuns să creadă. Fă ca binecuvântarea ta să rămână peste ei. Iar dacă ești vreunul aici care poate a avut o credință și credința asta nu te-a legat de Dumnezeu, credința asta a ta nu te-a făcut să poți să reziști în confruntările vieții, să birui și poate ai fost numai învins. În seara asta, privește spre El. Lasă culoarea credinței. Nu te bate în pumnul, cu pumnul în piept că e confesională, că e cea mai bună, că e de aia, că e de aia. Reține, Biblia spune, e una singură, într-un Dumnezeu unic, slăvit să fie numele Lui. Și trăiește cu El, umblă cu El. Și vei vedea că vei avea biruință. Doamne, ajută-ne. Și în final,
Al treilea lucru. Cum este credința asta? Al treilea lucru pe care vreau să-l supun atenției noastre este credința. Rețineți, ce ne determină să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Credința. Ce ne determină să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Care sunt promisiunile? Biblia spune atât de clar, nu? Că una din promisiuni este că Dumnezeu ne ascultă credința, ne ascultă rugăciunea, e drept? Spune Domnul Iisus Hristos și în Evanghelia după Marcu e consemnat acest lucru și atât de frumos e cuvântul acesta, nu? Când spune aici atât de clar, zice, dacă veți cere, versetul 24, dar vă spun, 11 cu 24, că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Onorează Dumnezeu rugăciunile noastre. Onorează. Trecem de multe ori prin diferite situații. Ne confruntăm, cum spuneam, cu greutăți. Însă nimic nu e mai frumos decât să știi că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Eu nu pot să uit. Am făcut o criză de rinichi. Și noi am avut șeful chirurgiei și acum avem doi chirurgi în biserică, de atunci tata lor era. Și știu că abia am terminat predica direct în birou, m-am dus. A venit, m-a consultat a doua zi, investigații tot, o piatră din aia, o excrescență din aia în rinic. M-am dus la Baia Mare, la cel mai mare specialist, tot doctor în medicină, cu cineva, chiar fratele Vanciu fusese cu mine și alții, n-am apelat. S-a uitat, doctorul nostru ne-a spus, e ceva, zice, ca și pe gardurile astea, zice, din fier forjat și frunzulițele alea care le bază. Zice, asta nu iese din rinic. Mi-a zis, zice, am operat din astea, doctorul nostru. Zice, pe când nu era, încă nu erau toate așa bine împărțite și la Sighet puteam face. Dar, zice, n-am ce să vă spun decât operați. Și m-am dus și am venit, eram atunci la comunitatea de Maramureș. Slujeam împreună cu fratele Todoran, regretatul pastor care a plecat de la Muntele Sionul din Baia Mare, era fratele Danciu, și le-am zis, fraților, cu voi m-am rugat de atâtea ori, cu voi am făcut ungeri, acum eu sunt în situația asta. Vă rog să mă ungeți cu un de lemn, să vă rugați pentru mine, mă rog și eu cu voi. Eu cred că Domnul poate să asculte rugăciunea și să mă scape de operația asta. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a onorat credința noastră. Și nu m-a operat nimeni. A fost mâna lui Dumnezeu și am putut să mulțumesc și să slăvesc pe Dumnezeu. Nu uit, eram tânăr și îl cunoșteam pe un frate, era din Kenya, mi se pare, sau din Zair era. Fratele acela venea și la mine acolo în comună, aveam prieteni comuni, ne-am cunoscut la Brașov, Cali, și a venit și predica. El nu putea să zică Dumnezeul nostru e viu, dar el făcea Dumnezeul nostru e viu, făcea el, e viu. Eu vreau să vă spun, Dumnezeul nostru este viu în veci vece. El ascultă rugăciuni. Apoi, suntem de multe ori îngrijorați, tulburați, ce o să vin? Poate vă gândiți, știu eu, numărul 666, câte nu a apărut. O să vină persecuție, eu nu pot să vă garantez că nu o să vină. Eu nu știu ce o să fie, dar s-ar putea să ne tulbure lucrurile acestea. Și să ne gândim, e de plătit un preț pentru a fi creștin. E drept, totdeauna a fost de plătit un preț. Însă uitați-vă ce spune Apostolul Petru, când scrie întâia epistolă, capitolul 1, versetul 5. În contextul ăsta, în încercării al suferinței, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Auzi, nu știu ce o să fie. Îmi vine în minte o întâmplare, era pe vremea lui Dioclețian, de care am pomenit. Ultima persecuție dezlănțuită undeva în 305 de acest cezar roman. În prima fază, cum vă spuneam, era asupra lăcașurilor, bibliilor, după aceea asupra, mă rog, slujitorilor, mai apoi asupra credincioșilor. Și la un moment dat,
în cartea pe care am citit-o, el asista la o asemenea, dacă vreți, situație în care credincioși erau pe un platou și poate mulți ați văzut cum e și la Coloseumul din Roma, era platou și erau cuștile cu fiarele sălbatice. În grupul acela de credincioși, spun așa pe scurt, împăratul ăsta, cezarul roman, zărise un tânăr frumos, zvelt, înalt. Și spre surprinderea mulțimii, făcând cu mâna celor care erau acolo, totul s-a oprit și el coboară așa trept. Și ajunge pe platou. Și când ajunge acolo, se duce direct la tânărul acel. Toată mulțimea cu suflarea întretăiată. Ce zice cezarul? Și cezarul cu vocea lui gravă se uită în ochii acelui tânăr și îi spune: tinere, știi că eu am puterea să te scap? Vă dați seama, toți așteptau. Ce o să zic? Și auziți răspunsul acelui tânăr. Cezare, eu știu că tu ai puterea să mă scap, dar eu am bucuria să mor pentru Domnul meu Iisus Hristos. Auziți? Spuneți-mi, cine l-a păzit? Noi nu știm ce va fi, însă Dumnezeu spune că prin credință suntem păziți de puterea Lui. Dumnezeu e o promisiune. Și atunci asta ne face să putem trece peste orice situație, să putem să privim la Dumnezeu bazați pe promisiunile Lui. Noi știm că vom fi biruitori. Așa spune Biblia. Suntem mai mult decât biruitori. Măriți să fie El. Și încă o promisiune. Viața asta trece. Că vrei, că nu vrei, te uiți așa în urmă, zilele se duc, anii se duc, spunem unii trec, anii trec, zilele. Da, cum o zici cineva, ele, mă rog, se duc, dar trecem noi, spune. Și sunt atâția oameni, cum spuneam, n-au nicio nădejde. Însă uitați-vă aici, n-am citit, că am vrut acum să citesc. În Ioan, capitolul 14, de la versetul 1, am citit, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Versetele următoare. În casa Tatălui meu sunt multe locași. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vă întreb, credeți promisiunea asta? Avem bază în această promisiune. Ce spune Iisus duce la îndeplinire. Ei, observați dumneavoastră cine crede în Iisus Hristos. Și dacă viața se termină, sunt unii, am ajuns, uite, e asta, e adevărat. Și trupul devine neputincios, câte n-am vrea să facem. Însă nimic nu-i mai important decât în baza credinței să-ți dispară tulburările și să poți să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu privind spre Iisus, spre locașurile promise de El. V-am tot spus de unul, mă rog, vorbind liber, îmi vine și ceva și după care voi încheia, am apropiat de încheia. Un alt mare atel, mulți a citit despre C.S. Lewis, omul acesta care a fost profesor la Oxford, omul acesta care până la 37 de ani a fost ateu convins. Și ăsta era în clubul acela a elitelor de la Oxford, din Anglia. Batjocoreau pe Dumnezeu. Însă la 37 de ani se întâmplă ceva în viața acestui om. Se schimbă radical. Câte cărți nu a scris și le-am citit și ne-au bucurat. Și auziți omul ăsta la un moment dat, confruntându-se cu fel și fel de discuții, confruntându-se cu fel și fel de atacuri, după ce le vestea el cuvântul Domnului, la un moment dat au venit unii și au spus, când el le vorbea de lumea de dincolo, când el le vorbea de Iisus, de locașurile sfinte, și unii au spus, auzi, profesore, asta e așa o fugă de realitate, zice. Asta e o dorință de-a voastră, așa, dar cine astea, ce poți crede așa ceva? Și auziți, acest om a lăsat scrise următoarele cuvinte. Și spunea el
într-o bună zi, scriind următoarele lucruri. Pentru noi, așteptarea unei lumi de dincolo nu este o fugă de realitate, cum cred unii. Nici o dorință de șartă, auzi? Ci este însăși esența credinței noastre, auziți? Nu-i fugă de realitate. Adică atât de ancorat era în acel cuvânt al lui Dumnezeu și credea, spunând, eu aștept acea zi să mă întâlnesc cu Iisus, să fiu cu Dumnezeu în veșnicie. Cum zice o cântare de-a noastră, ce n-ai dat tu în clipa morții? Să ai nădejdea ce am eu. Să știi că orice ar fi să vie, ești cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Observați, dumneavoastră, ce bazat era pe promisiunile lui Dumnezeu. Te întreb. Tu ești bazat pe promisiunile lui, tineri dragi care sunteți aici. Nu știu ce va aduce ziua de mâine. Nu știu cum vor evolua evenimentele. Ce se va întâmpla. Însă, dacă ne rămâne ceva, ne rămâne această credință într-un Dumnezeu viu. Credința în Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Credința care poate să alunge tulburările, neliniștile, zbaterile din ființa noastră. Credința fiind soluția pentru tulburările noastre. Ce fel de credință? Să nu uităm. Credința care ne leagă de Dumnezeu. În al doilea rând, credința prin care rezistăm în confruntările vieții. Și trei, credința care ne face să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne de credință. Ajută-ne să rămânem în credință. Amin.